Alexandru Halupa se remarcă atât prin poezie, cât și prin abilitățile dumneavoastră de a lua premii literare. Primul volum a fost premiat la Festivalul de Poezie Ronald Gaspar Ectin Brăila. Cel de-al doilea volum, Fior Decadent, sperăm să aibă o soartă la fel de bună. Domnul Halupa este în acest moment singurul poet din Armata Română, fiind distins de Observatorul Militar pentru această activitate. Cu bucurie spun, este unul din fondatorii Mișcării Literare Litera 13, care încearcă să aducă un suflu nou în literatura brăileană. Iar această carte cred că se înscrie în direcția pe care noi dorim să o promovăm.